Doamne ajută să fiți bine, prieteni! Zmeurica a început să se coacă, suntem luna august și această zmeură remontată a rodit. Sigur, a rodit prima dată în urmă cu vreo lună și jumătate pe bețele lăsate de anul trecut, lemnul vechi, lăstarul vechi. Acestea sunt lăstari noi care au dat din pământ, au crescut și, bineînțeles, acum fac. Vor face, nu, timp îndelungat, încă unele de bia florile s-au trecut și încep să... rodească. Avantajul mai multor soiuri de zmeură este polenizarea încrucișată, ceea ce mărește randamentul, rodesc mai mult. În același timp, o perioadă foarte lungă puteți recolta. Uneori de zăpada pe ea. Am postat, cred că anul trecut, sau cel puțin niște poze știu că am făcut, le-am pus pe Facebook. Zmeură chiar când te duse zăpada. Există și soiuri galben-aurii. Acesta e un soi foarte productiv. Și are o zmeură bună de tot. Sunt de anul urmată. Va rodi cel puțin încă o lună și ceva, de acum încolo. Ceea ce este un avantaj pentru că aveți o perioadă destul de lungă de recoltare și să vă bucurați de savoarea extraordinară a zmeurei. Deci nu uitați, încercați câteva soiuri de zmeură și puneți cel puțin și un soi remontat pentru ca să rodească de două ori pe an și pe ramurile vechi și pe cele care sunt proaspăt date din pământ pe lăstarii care au dat. Aceștia se scurtează la toamnă, târziu, se lasă la 1-1,20 m, se mai răresc, unii chiar se taie și vor trece cu bine prin iarnă, la undeva în iunie vor avea rod. Acum, deja în august, pe cele noi, lădițele care au dat, rodesc de asemenea. Acesta e avantajul unui soi de genul acesta. Vă recomand din toată inima să plantați zmeurică pentru că este delicioasă, foarte valoroasă din punct de vedere nutritiv și în același timp savoarea ei face să fie atât de plăcută și atât de dorită. Cred că majoritatea oamenilor doresc să consume zmeură. Este un articol care este și foarte plăcut și în același timp iubit de cei mai mulți oameni. O zi frumoasă și Doamne ajută!